Și iată că avem o invitată care, după ce s-a mutat în România la începutul pandemiei, acum Ramona Bătescu, pentru că despre ea este vorba, se pregătește să se întoarcă în Italia, dar mai multe aflăm chiar de la ea, așa că o poftim alături de noi pe frumoasa, spectaculoasa Ramona Bătescu! Ce melodie frumoasă, Ramona, trebuie să recunosc! Ce romantică e! M-am gândit să rud mâna. Mulțumim, bine ai venit la noi la emisiune. Dar de ce așa? De ce ai oprit, Ciucă? De ce ai oprit? Și de ce așa romantică? Pentru că așa am gândit să-ți facem o zi cât se poate de frumoasă. Acolo, da. La dreapta, la da. Semafor. Unde n-oprim? Vrei tu? Vrei la bar sau vrei acolo pe canapea? Unde te simți tu mai confortabil? Ce zice Greta? Gretuța? Da, nu Greta, unde te simți Gretuța tu mai bine? Mea, Gretuța mea. Am lăsat-o pe Gretuța asta primăvară. Și acum o revăd pe Gretuța, jumătate de Gretuța, că este fantastică. 22 de kilograme a dat jos. De data viitoare va trebui să intre în emisiune, pentru că acum ea nu mai este de exact. Asta acolo, nu? Greta, no, trebuie Greta. Să-ți readuci aminte Greta. De perioada în care apăreai zilnic la televizor. Păi, Greta... Știi că ea apărea la un moment dat zilnic? Nu. A, păi cum, nu. Ai pierdut așa ceva? Păi nu, păi vine acum să-mi spui. Păi era la un moment dat când era cu Teo. La Teo... Așa, și era bine? Era cu Greta, dansa, avea balet, avea coregrafie. Nu-mi spune. Pe bune? Arată-ne. Ramona Ochio. Arată-ne. Ochio. 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 Uite, Ochio. Ochio. Haide să luăm un loc și să vedem. Ce faci, Ramona? Cum ești? Cum te simți? Bine, 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 bine. Dar așa departe stăm. Știi, nu. Vorbim la pronto. Ce face băiatul? Amore. Amore, puiuțu. Puiuț mic s-a trezit de 16 minute. Mamă, 16 minute, deci o mamă care știe exact din clipă în clipă ce face copilul. Puiuț mic, che fai, mami? Cum stai? Ce faci, iubitule? Ce faci? Cum ești? Fac traducere simultană. Da. Ignațiu, te salutăm și noi de aici, de la emisiune. Așa, și salut și pe mama, că n-o văzui. Deci astăzi veni. Mama ta azi este persoana mama. Care te-a ajutat foarte tare în această perioadă. Da, da, ne-am ajutat împreună, am fost ca surorile. Eu mai mare și eu mai mic. Și este emoționant pentru că eu, plecând de 32 de ani, cu mama n-am trăit niciodată așa de mult cât am trăit în aceste perioade. Practic v-ați redescoperit? Ne-am descoperit, nu redescoperit. Ne-am descoperit. Și? Și este minunat pentru că știi câteodată o când, deci mama, când era mică, un pic mi-era frică, un pic așa mă, dar acum o vezi așa de dulce, atât de blajin, atât de tot timpul cu telefonul, este foarte tehnic, mult mai introdusă în tehnologie decât mine, și cu Ignațio se adoră, sunt împreună bunica și cu Nani și cu Ignațio. Foarte frumos, dar am citit că îți mai dorește să devii din nou mamă? Vreau o fetiță? Știi, întotdeauna am zis că îmi doream o fetiță, că dacă era băiat îl puneam la loc. Dar, nu, e... Da, mi-aș dori, dar nu știu dacă se va mai putea. Tehnic ar putea să fie, dar nu știu dacă biologic se poate. Adică spui că nu s-ar putea biologic din ce? Din cauza vârstei? Din cauza vârstei. Da, există o anumită vârstă, chiar dacă eu am avut grijă când eram tânără și am să sfătuiesc toate fetele care ne ascultă să facă acest lucru, să-și înghețe ovulele, pentru că este foarte important în viață să nu te gândești, vezi, femeia are un ritm biologic care încet, încet se stinge. Bărbatul, și la 80 de ani a întâlnit pâine, a făcut cu secretara la 82 de ani un copil. Femeia are un alt ritm biologic și acum când sunt femeile în carieră, vor să se realizeze, să-și facă viața lor, să-și facă meseria lor, nu-și dau seama că timpul trece foarte repede. Nu-și găsesc omul potrivit, bărbatul potrivit, și atunci... În momentul în care și-au găsit bărbatul potrivit, pot să zic că acum aș vrea un copil dacă până la vârsta aceea nu l-au făcut. Deci este foarte important să se gândească la viața lor. Și cum să se gândească? Știi că le-ai spus? Este o metodă... Să înghețe ovulele. Exact, exact. Cu ginecolog vorbesc, discută, nu sunt în gradul de a spune tehnic și științific ce se întâmplă, pentru că este o anumită... Trebuie să faci anumite... Să urmezi anumite... lucruri și trebuie să fii cât mai tânără ca să poți să-ți... Ai făcut lucrul da, ăsta? Da,
Da. În Italia, nu? În Italia, am făcut lucrul acesta în Italia și am fost sfătuită de o prietenă de-a mea cu care avea cu 20 de ani mai mare, care era cu 20 de ani mai mare decât mine. Și nu mă gândeam în timpul ăla, zic: "A, nu, e, nu, 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 găsesc eu, mă îndrăgostesc imediat." Dar viața nu mi-a dat pe acel bărbat cu care să simți că cu care să simt că vreau să am un copil în momentul în care vroiam să am un copil și în momentul în care se putea. Mi l-a dat acum, după atâta timp. Și a fost un miracol, a fost un lucru minunat. Nu a trebuit să folosesc această tehnică și să mă ajut de acest lucru pe care îl făcusem. Acum, pe cale naturală, este imposibil să mai existe. Am 53 de ani, nu mai este foarte, foarte, foarte greu e foarte greu. Miracolele sunt odată, nu de două ori. Da, poate mi-aș dori o surioară pentru Ignațio, care se cheamă Anita. Și atunci, dacă ai aceste ovule înghețate, se poate întâmpla acest lucru? Adică să devii din nou mamă? S-ar putea întâmpla să devin din nou mamă. Dacă... Ar fi mai ușor, adică ar fi mai sau mai puțin lipsit de riscuri. Depinde de ceea ce stabilești cu medicul ginecolog și care te sfătuiește și care vede organismul și care trebuie să-ți facă o serie de analize, pentru că, Măruță, știi care e faptul? Eu am zis până acum că mamă este un cuvânt atât de banal. Aproape toate femeile sunt mame, dar este atât de greu să fii mamă și este un cuvânt atât de cu atâtea responsabilități, decât îl simți aici în burtică, de când se naște, de cât după aceea în fiecare zi, zi cu zi, zi cu zi. Eu, dacă aș fi în politică, mamelor le-aș da un salariu, pentru că meseria de mamă este o meserie foarte grea. Așa este. Dar este atât de banală, pentru că toți suntem conviși: mama, gătește mama, spală mama. E atât de... Nu pui pe socoteală faptul că trebuie să-ți dai seama că mama este mama și că este o femeie și care și are nevoie de lucrurile ei și de recunoaștere în timp. Așa. Mulți copii pleacă, mulți tineri nu-și mai aduc aminte de câte sacrificii au făcut părinții. Este un lucru care pe mine mă întristează și din cauza asta observi am încercat... Observi în jurul tău oameni care practic au uitat de părinți. Da, absolut. Absolut. Pentru că ei zic că ne-au făcut să ne crească. Adică e de datoria părinților să crească, dar nu este chiar așa. Într-adevăr, părinții au făcut copii pentru că nu vin pe lume așa din nimic. Dar asta nu înseamnă că ei nu au datoria să fie într-adevăr copii fantastici pentru părinți. Acum când te uiți la mama ta, îți dai seama că poate au trecut niște ani în care nici tu n-ai fost așa apropiată cum ai fi vrut, pentru că mereu muncim, treabă, da, știi? Alergăm. Exact. Te gândești, timpul nu trece, știi? Trece pentru alții, dar pentru noi înșine nu trece, dar timpul trece. Și îți dai seama că trece chiar foarte repede. Și când eram mai mici și la școală, nu ne dădeam seama că se întâmplă evenimente și mai triste, mai dispare unul, pentru că eram prea tineri. Acum începem să ajungem la acea vârstă și cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru, pandemia care este și războiul și bolile și problemele, când am prieteni care se duc și încep să fie frică. Dar încerc să fiu optimistă. Să... Te ajută Ignațio, mai are 2 ani, așa că... Mă ajută Ignațio! Trebuie să-ți dea mult optimism. E un Etna, un teremoto, este un cutremur, este un vulcan, este totul. Este 16,4 kg. De ziua mea, cel mai ingenios cadou, știi care a fost? Mm. Cel mai fantastic cadou din lume. Ascensor. Am înțeles că în perioada asta cât ai stat în România, cu el pe scări, sus, jos. Al treilea etaj, întotdeauna mi-a plăcut etajele înalte, să mă uit de sus în jos, aerul curat, dar cu Inia 16 kg, 15 kg jumate, 15 kg 800, 15 kg 900, 16 kg, 16 kg 200, sus și jos, sus și jos, nu mai puteam. Nu mai puteam de picioare, de cervicală, de tot. Și ai și dat câteva kilograme jos, spune. Și am și dat. Asta este bun. Asta este foarte bine că am dat jos, dar am zis nu. Repunem liftul în funcțiune și a fost cadoul
care mi s-a făcut cadou. Cadoul mult dorit. Spune-mi, pleci în Italia? Plec săptămâna viitoare în Italia. Dar eu oricum în această perioadă... În această perioadă nu am stat tot timpul aici în țară. Majoritatea timpului l-am stat în țară, dar am plecat, m-am reîntors, n-am fost tot timpul aici. Am terminat filmul la care am lucrat, Egregora, Andrei Chiriac, regia și producția. Va fi ceva extraordinar, science fiction, Harry Potter, El Codice da Vinci, istoric. Am filmat în Bucegi, unde acest regizor nebun, nebun, a urcat vreo 30 de cai, foarte mulți oameni care luptau, capre, vaci, ce era pe acolo? Era efectiv atmosfera românească. Acțiunea se petrece pe vremea lui Decebal, iar eu sunt o contesa Francesca. Și a trebuit să recit în italiană, culmea. Nu cred că a fost o problemă pentru tine asta. Culmea, a fost și mai greu în italiană. Am și o soră extraordinară și sunt mândră și orgolioasă, Maia Morgăștern, care este sora bună, eu sunt sora cea rea. Și acum acest regizor extraordinar care a muncit și a creat acest subiect a lucrat la 50 de minute la primul episod al serialului. Foarte frumos, așadar, Ramona Bădescu și în seriale. Și nu spuneai, de acum te muți în Italia? Acum am terminat proiectul acesta mai mare, în afară de proiectele. Nu. Ne reîntoarcem pe plan mai stabil și o să fiu din nou în vizită aici, în țară. O să meargă și mama cu tine? Acum, când săptămâna viitoare, nu. Dar sigur o să ne reîntoarcem familia, să reîntregim familia în Italia, pe plaiul italienesc. Vreau să îl înscriu pe Inia la grădinița de vară, că fiind aici n-am putut să-l duc la grădiniță. Ca să fiu sinceră, l-am și zăpăcit pe băiatul ăsta. Cine în Italia, cine în română, cine... Tăi, că se zicea să-l dăm și la școala americană... Lasă-l, mă, că... Nu. Care de-abia 2 ani. Care de-abia 2 ani și 7 luni. Să vă trăiască. O să facem în felul următor, Ramona. Da. O să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care o să revenim și o să te ducem într-o lume virtuală. Pentru că o să te ducem într-un experiment, într-o lume virtuală. Avem acolo niște ochelari și o să... Ți-e frică de înălțime? Da. Mircea? Da. Dar am reținut mai devreme că vă plac înălțimile. Da, de departe. De foarte departe. Mircea. Nu, am avut băi, etajul, să te uiți de sus în jos. Tu ești Mircea. Mircea. Haideți să pregătim VR-ul ăsta, o să vezi despre ce este vorba. Așa. Am revenit, oameni buni, alături de noi celebra Ramona Bădescu. Ochio. O să te ducem acum pe cele mai înalte culmi. Așa. Nu știu dacă ești pregătită. Sufletește, psihologic, sufletește... fizic. Emoțional, cum trebuie să fie pregătită aici? Psihic. Haideți să vedem. Unde o ducem? Unde mă duc? La Avatar. Vreau o ducem avatar. Cu liftul? Este un fel de avatar, nu o ducem cu liftul. Nu. O să dăm o simulare de data aceasta, în care o să simulăm tot înălțimea, dar într-o altă modalitate. Perfect. O să escaladăm un munte de data aceasta. Avem 3 minute la dispoziție să ajungem în vârful muntelui, așa că Ramona pregătește ochelarii. Și o să vă rog să puneți ochelarii. Așa. Te rog și o să primești imediat instrucțiunile, iar cei de acasă o să vadă pe ecran aici exact ce se întâmplă. Deci, practic, asta vede Ramona, ce vedeți dumneavoastră pe acest ecran. Aoleu, Ramona, ce se întâmplă? Nu! Uitați-vă în spate, ca să... Nu! Ramona în spate. Da. Uitați-vă în spate, spre stâncă. Da. Este în regulă, sub dumneavoastră este o platformă, deci nu o să cădeți, nu vă sperie nimic. Par penibilă, pentru că îmi dau seama că nu sunt acolo, că sunt aici. Și îmi dau seama că aici este un studio. Unde ești? Aici. Puh. Îmi dau seama, dar senzația este... Bun, doriți să începem să escaladăm? Da. Ok, aveți aici... Da, stai puțin. Stai că mă ia mețeala. Unde ești? Unde? Uitați, aici. Așa. Perfect. Mâna stângă e asta și ce aici mâna dreaptă. Așa. Cu acestea aveți un buton. Da. Dați-mi mie voie să-l pun aici. Da? Odio. Mai sus puțin. O, mama mia, mama mia, mama mia. Și trebuie să începeți să vă cățărați pe stâncă. Cum faceți asta? Asta e mâna mea. Exact. Duceți mâna aproape de acea prindere.
Duceți mâna fizică aproape groaznic, de acea prindere. E groaznic, e o senzație. Dar asta, la ce ajută chestia asta? Cred că, în primul și în primul rând, frica de înălțime și să ne familiarizăm cu niște simulări. Haide, haide sus, și ce haide. Să fac? Unde să mă duc duceți acum? Duceți mâna spre prinderea aceea pe care, uitați unde este cu alb. Este o prindere în stâncă, mai în față puțin. Unde? Uitați-vă în dreapta. Dar n-am ochelarii la mine. Mai în dreapta puțin. Așa. Și faceți un pas în spate. Odio! Nu, crede-mă, e groaznic. Crede-mă, e o senzație, groaznică. Ok. Îmi trec mâinile prin stânci. Faceți un pas în spate. Nu, nu m-am mișcat de aici. Să începem să... Hai, Ramona, un pas în spate, Măruță, Ramona. Măruță, te rog din suflet. Am un copil de 2 ani care mă așteaptă acasă de 2 ani. Asta este interesant, că aici în mediul virtual nu se poate întâmpla nimic rău. Bun, vedeți acolo în față o linie dreaptă, o linie albă? Unde? În față, față dreapta un pic. Uitați-vă puțin. Nu, nu văd. Unde? Mai în dreapta puțin? Nu. Dacă e în regulă să vă îndrum eu așa, uitați-vă. Da. Așa. Și în colțul dreapta sus, o să vedeți acolo o gaură de care vă puteți prinde. O prindere, efectiv, în stâncă. Asta. Aici. Și apăsați butonul. Nu, nu, nu reușesc. Crede-mă. Hai, nu, nu mă, hai poți să urci pe munte. Crede-mă, crede-mă. Nu, nu, nu reușesc. Jur. Îți jur, oricât te ador, du-mă la mare. Vreau la mare, nu la munte, nu-mi place Ramona, la munte. Am urci, tocuri, nu pot. Am tocuri, te scoatem pantofi. Ești într-o lume virtuală, poți urci aici. Da, dar eu vreau real. Eu nu vreau virtual, nu-mi plac lucrurile virtuale. Vreau real, puțin, dar real. Gândește-te dacă tu ai fi virtual. Ce-ar fi? Nu te-aș putea îmbrățișa. O, Doamne! De acord, numai că peste câțiva ani am impresia că așa o să facem emisiunile. Nu! Toți cu ochelari de genul ăsta. Crede-mă, crede-mă, sunt încleștată aici, nu pot să fac nimica. Nu, jur, nu reușesc. Să nu cazi de pe stângă. Nu, nu reușesc. Gata, suntem aici lângă tine. Jur. Gata, Cătălin, suntem aici. Aici, gata. Da. Haideți să dăm ochelarii jos. E... Dați-mi manetele. Te ajutăm. Perfect. Care a fost senzația? Dă-mi mie, Cătălin. Mircea ne ajută să avem ochelarii ăștia virtuali și să încercăm să vedem altfel lumea. Da. E un lucru... Scuzați. Mulțumesc frumos și cu siguranță groaznic. În viitorul apropiat o să vreau petrecem să te din ce un lucru. Scuze-mă, vreau să te întreb un lucru. Dacă eu îmi depășesc această limită. Exact, da. Nu există riscul după aceea să mă duc la munte, să zic, am depășit limita, foarte bine, hai să mă duc să mă cațăr și povădăm cad? Aici cumva ține de fiecare persoană în parte, să-și conștientizeze riscurile care se supune în lumea reală. Din fericire, acest mediu virtual încă ne facilitează, ne ajută să ne dăm seama că totuși este o lume virtuală. Încă. Încă. Dar vedeți foarte bine cât de real este și această lume virtuală, în așa fel încât nu ne lasă... Trăiți în realitate. Ia uite, nu-i virtual, nu-i corect, e virtual, realitate. Și vreau să vă spun că imediat, după ce se termină emisiunea, încearcă să-i arăți Ramonei ce înseamnă să urci într-un zgârie nori. Tot am mai făcut testul ăsta, trebuie să-l faci, trebuie să-l faci. Îți mulțumim mult că ai venit. Cu drag. Și să ai mare grijă de tine și te așteptăm cu mare drag oricând aici. Cu drag, cu drag, cu drag. Mulțumesc. Perfect. Uite, haideți să pregătim testul ăsta, iar noi oameni buni vă spunem să aveți o seară minunată. Ne vedem mâine la ora 3, când exact cum ziceam ceva mai devreme, vine și Andra, are piesă nouă, Bine Bine, iar dacă intrați pe YouTube acum și căutați Andra, Bine Bine, o să o vedeți. Ne vedem mâine la 3, numai bine!